vă salut, prieteni. Data din calendar ne anunță că suntem în plină prohibiție, deci suntem pe 23 aprilie 2017 și ne obligă practic să ne întoarcem în microatelierele fiecăruia, deci și eu sunt la microatelier Nord-Est. Astăzi vreau să vă prezint metodele prin care, sau mai bine zis, cu ajutorul cărora eu pescuiesc pe râu, și anume cu șnurul de muscă. Aveți lanseta în imagine și șnurul de muscă. O altă metodă este îmbinând spinning-ul cu pescuitul la muscă folosind un băț de 4 metri cu o mulinetă ultralight. Aveți și bățul în imagine. Un băț ușor, un băț de carbon. Cu acest băț pe care îl vedeți acum în imagine, eu folosesc acea metodă pe care ați întâlnit-o și în filmulețele mele, și anume metoda cu șiragul de musculițe pe buldo. Sau când nu se poate pescui prin aceste două metode, adică cu șnurul de muscă și cu bățul pentru spinning, folosesc acest băț de 4,5 metri pentru a pescui prin metoda la pipăit. Folosesc această metodă la pipăit atunci când malul este foarte abrupt, când este o vegetație abundentă pe mal, când în râu sunt o serie de cioate sau o serie de copaci căzuți unde cleanul se ascunde și îți face acele cotloane. Deci folosesc această metodă pentru că pot să mă apropii mai mult de aceste cotloane și acești arbori căzuți în apă, lansând musculițele și jucându-le pe apă deasupra acestor căzături în apă, și anume copaci sau crengi sau bolovani mari. Deci folosesc această metodă la pipăit. Am să vă arăt acum și modul cum se leagă, sau mai bine zis, monturile folosite. Atunci când pescuiesc cu șnurul de muscă, îl vedeți în imagine, folosesc un lider scurt, un lider conic scurt, de 80 de centimetri. Deci de 80 cm, iar la capătul liderului am fixată o agrafă cu vârtej deasupra. Deci pe acest vârtej am fixat un tub siliconic pentru a nu ieși montura în momentul lansării. Deci, când folosesc șnurul de muscă și situația îmi permite să lucrez cu acest șnur de muscă și cu lanseta pentru muscă,
folosesc o montură. Eu am scris deja pe el acest fluturaș. Este făcută o montură de anul trecut, din toamnă. Vedeți în imagine și musculițele. Deci folosesc o montură de 1,5 metri. Se poate folosi și monturi mai mari, de 2,10, 2,70, 3,60. Am niște lidere. Uitați-le în imagine. De 3,60. Ăsta e 7X. Am și de 4X. Cel mai gros. Ăsta de 4X este de 17,5 în diametru. Celălalt de 7X este de 10, 0,10 în diametru. Deci folosesc aceste, se poate folosi aceste lidere. Eu folosesc, dacă nu folosesc aceste lidere, folosesc niște tipete mai scurte, de 1,5 metri. Aveți firul în imagine. Uitați-l aici. Este 100% fluorcarbon. Eu folosesc acest fluorcarbon primăvara și toamna târziu, când apa se răcește și caut cleanul la fund, deoarece el se retrage mult la fund, din cauza apei reci, la suprafață. Iar dacă nu, în plin sezon, folosesc acest fir de 0,14, fir pe care îl folosesc și pescarii la păstrăv. Deci, cum vă spuneam, folosesc un tipet de fluorcarbon la început sezonului, după care în plin sezon folosesc acel fir pe care îl folosesc pescarii la păstră. Ca să putem vedea mai bine modul cum se leagă aceste musculițe pe fir, am să vă arăt, am, uitați, o muscă, un streamer pentru avat, un streamer mare, îl folosim acum în imagine pentru ca să se poată vedea mai bine. Deci, când deci se trece firul prin ochetul cârligului, se face nodul propriu-zis, făcând 7-8 răsuciri pe fir, după care firul, capătul firului liber, se trece prin buclă, se vede, și tot acel capăt se trece prin următoarea buclă mare, strângând și aducând firul și aducându-l aproape de ochetul cârligului. Deci, cu acest procedeu de legare a musculiței pe fir, eu pescuiesc cu șnurul de muscă, deci cu muscă în capătul firului. Dacă vreau să mai atașez pe acest tipet încă o muscă, la 50-60 cm, se poate atașa și cealaltă muscă.
aici unde sunt vârfurile degetelor mele. Deci se poate atașa și altă muscă. Sau, în perioada rece, se pot atașa două larve sau o larvă și o nimfă. Dacă situația nu-mi permite și folosesc și ragul de musculițe pe buldo, o să luăm altă muscă mare și am să vă exemplific cum se procedează. Tot o muscă pentru abat să poată observa. Deci, introducem pe fir una, două, trei musculițe, după care la capăt, la unul dintre capete, facem un nod dublu nodul. Și înlăturăm surplus. Pe acest nod se fixează o agrafă cu vârtej, iar în vârtejul agrafei se fixează buldo. V-am arătat în episodul din rândul trecut cum se fixează acel buldo. Mergând pe fir, la 50 de centimetri, fixăm prima musculiță. Facem un nod simplu. Traducem musculița, asta se introduce mai greu pentru că este mare. V-am spus pentru a se putea vedea, de asta am folosit-o. Deci se aduce nodul până în direcția ochetului câligului și se trage de ambele fire până ce nodul se închide pe ochetul cârligului. După care pe degetele mâinii stângi, pe două degete de la mâna stângă, se face o buclă introducând musculița prin acea buclă de 3-4 ori. 2, 3 și 4. Se strânge bucla dacă bucla se strânge și dimensiunea dintre nodul executat și ochetul cârligului este de un centimetru, un centimetru și jumătate, se poate prinde oblete, roșioară, clean. Dacă distanța dintre ochet și nodul executat este de 2 cm sau de 2 cm jumătate, 3 cm, se poate prinde bine avat, se poate prinde bine piban. Deci, după aceea, urcăm mai sus
și după alți 50 cm, prin aceeași metodă se fixează următoarea musculiță, urcând mai sus, iar la 50 de cm de a doua musculiță fixată, fixăm și a treia musculiță, tot prin aceeași metodă care v-am arătat-o aici. La capăt se face un ochet, o buclă simplă, fixându-se pe agrafa cu vârteaș. Deci, această metodă eu o folosesc când nu pot pescui cu șnurul de muscă, când la 50, să spunem, 40, 50, 60, chiar 70 de metri de mine sare avatul, sau în unele golfulețe, la fel pe malul opus al râului, unde pescuiesc, sunt locuri bune de clean, de biban, de avat, cum am spus. Și trebuie să ajung neapărat în acele locuri, neputând decât numai cu ajutorul buldoului legat la capăt. O altă metodă este metoda la pipăit, pe care o folosesc atunci când nu am cum să lucrez nici cu șnurul de muscă și nici cu bățul de spinning, deci îmbinând spinning-ul cu metoda de pescuit la muscă, deci și ragul de musculițe pe buldo, deci nu pot să folosesc aceste două metode și folosesc metoda la pipăit. Muștele le fixez tot pe un tipet scurt de 1,5 metri, iar la unul dintre capete, aveți în imagine această plută, fixez o plută, cam de dimensiunea unei unghii și jumătate, la unul din capete, deci la capătul superior al buclei, deci să faci o buclă întâi la unul din capetele firului, se introduce bucla prin mijlocul plutei, se fixează la unul din capete cu o alică de plumb, iar la capătul celălalt cu o altă alică de plumb. După care, la 50 de centimetri, fixez prima musculiță. La 50 cm după prima musculiță se fixează a doua, iar la alți 50 cm fixez și a treia musculiță, prin aceeași metodă care v-am arătat-o cu câteva minute în urmă, cu acel streamer mare. Metoda prin care v-am arătat cum se leagă acea musculiță. Deci, e aceeași metodă de legare și pe acest fir cu ajutorul căruia pescuiesc prin metoda la pipăit. Deci folosesc această metodă în momentul când nu am posibilitatea să folosesc șnurul și nici metoda cealaltă cu musculițele pe buldu. Este o metodă simplă aceasta, o metodă prin care pot să lansez aceste musculițe și să le plasez în locuri în care n-aș putea să ajung cu șnurul de muscă sau cu metoda cealaltă cu ajutorul buldului. Eu, cum vă spuneam și în filmulețele pe care le-ați putut urmări de-a lungul timpului, nu urmăresc exemplarele capitale de clean sau de avat sau biban și așa mai departe, urmăresc pur și simplu să ademenesc acești pești, să îi scot din apatia lor, să ajungă la aceste musculițe și să le înhațe de pe suprafața apei sau din masa apei sau chiar din
pe fundul apei. Am cea mai mare satisfacție atunci când văd că din cotloanele râului se ridică și cleanul apucă sau chiar urmăresc, clenii urmăresc aceste musculițe pe suprafața apei. Cum vă spuneam, am cea mai mare satisfacție când văd că aceste musculițe își fac pe deplin datoria, ademenind și scoțind din acea apatie cleanul, bibanul, avatul sau ceilalți pești cu ajutorul cărora se poate prinde prin aceste metode. Încă o dată, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă urez să fiți sănătoși, fir întins și urmăriți-ne în continuare. Pe curând, prieteni!